Bună dimineața și pacea Domnului Iisus Hristos, Dumnezeu să vă binecuvânteze, dar spre tine, oameni buni, frate și surori, iată că suntem și noi la masă împreună cu Valerica și Iosif. Nora ne filmează. Da. Și acum aici mâncăm. Ce mâncăm? Nu e ora, nu e dimineața, că e ora 1 la noi. Ora 12, nu? Ce? Da, e trecut. Nu, e prânsul, nu? Da, e prânsul, e 1 și 10. Și mănânc aici acum și eu și Valerica niște fasole cu carne de porc. Păi ce am făcut-o la altă ieri, prieteni, am pus-o la frigider, vă spun și eu, mai întâi de toate. Foarte bună. Și gustoasă. Cum să spun, cum să încep? Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Așa încep, nu mai explic, am spus-o. Da. Nu, spune acum, că să nu mai vorbesc eu, că spui că mă pun peste tine. Nu mă pun peste tine. Nu te pui peste mine. Poți să vorbești. Da. Vreau să vă spun cu fasolea noastră asta, am pus-o la frigider de alaltă ieri, prieteni, noi avem un frigider foarte bun, da, care stă mâncarea și 2 săptămâni. Stă la rece și nu se strică, mai ales acum că nu mai e așa cald. Da. Și dacă am vrut să o mâncăm ieri, dar am zis hai să facem pauză o zi între ea, să o mâncăm după, că este mai bine așa. Știți voi că fasolea e un pic mai grea. Ce vreau să vă spun cu fasolea asta, eu am vrut să spun la Nora să o lasă să se opărească și să aruncăm apa aia, că știți voi că fasolea normală are multe din alea așa. Multe gaze. Da, am zis hai lasă să fac așa. Și de-aia noi n-am mâncat ieri, că am mâncat prima zi, n-am mai mâncat ieri, am zis să facem o pauză. Și acum vrem să servim și noi ce a mai rămas. Că este foarte bună, prieteni. Vreau să vă spun că a ieșit o ciorbă de minună. De minune, nu așa. O bunătate. Da? Bun. Asta e. Bună și gustoasă. Da. Ieri... Eu, înainte, o să-mi dau și mâncare, dar te văd fasole. Nu mai întrebă nimic cum și sarmale. Și sarmale. Da, sarmale și fasolea, fasolea și sarmale, vreau să spun că mâncarea lui Marcel. Da. Și a lui Iosif, ce să mai spun, și a lui Iosif. Când eram în România și nu făcea mama fasole, mergeam la noi în Timișoara, acolo la complex, și cumpăream fasole la borcan. La borcan era cu carne foarte bună. Mâncam. Da. Era un borcan de sticlă. Pentru cei care mai știți lucrul ăsta, care sunteți de vârsta mea, care ați prins lucrul ăsta. Da. Și acum este aici la Lider. Păi, acum nu mă că este. Nu știu unde să pun fasolea asta, prieten. Că dacă o pun în bucătărie, acolo, mi-este frigă că de la aburi o să ia aburi și după aia o să mucegăiască. N-am așa un spațiu unde să o pun. Și nu știu unde să o pun. Nu știu ce să fac undeva. Da. Aici nu știu unde să o pun. N-am unde să o pun. Asta e. Că poate nu, spuneți că tot aici. Ia că tot aici, pentru că n-am unde să o pun. Mi-e frică să o pun acolo, că să ia mucegă și atunci o aruncăm. O pune undeva. Așa, nu știu. Acolo la bucătărie, în orice caz, nu. Pentru că acolo facem în fiecare... N-ai văzut și vasele acolo în dulap, tot aburesc. Și la saburi. Și nu, nu putem să o punem acolo. Punem acolo undeva unde e apa. Trebuie să o pui, nu știu, să o punem într-o recipient așa și să o închidem, să o punem undeva, nu știu. Chiar nu știu. E bun. Dar noi vremea acum e caldă afară. Nu știu că e cum e la voi sau în România. Am auzit că în România a fost cu tremur sau o să fie, nu știu. Cum așa ceva.
Vreau să vă spun, prieten, că nu prea mă simt bine. Am niște dureri la spate. Acum o să am programare cu doctorul iară care m-a operat. Am făcut radio. Vreau să mă duc la el. Mi-a făcut pe data de 17 că a spus să-mi facă infiltrație. Nu știu de ce. Să mai facă și infiltrație după ce m-a operat. Dar eu cred că normal e așa să te doară după operație. Așa am fost și cu hernie cervicală când m-am operat, mă durea foarte tare și luam medicamente. Recuperarea asta e foarte grea până mă recuperez, poate. Și de aia, nu știu, să vedem ce spune doctorul acum pe data de 9 când mergem, să îmi vadă filmul. Pentru că nu pot să stau mult în picioare, nu pot să stau în picioare mult. Mă doare. De-abia vin, fel de acolo tare nora aia ce am făcut, dar pot să, să filmezi acolo. Uite așa a pregătit mama aici. A pus merele la fiert. Ce faci, mamă, cu merele astea? Dulceață ceva? Merele. A pus puțin apă, să fiarbă, zahăr și să se moaie așa, să se facă moi. Și puțin scorțișoară, da. A pus. Oameni buni, am terminat de mâncat fasolea. Știți că fasolea este fasolea tradițională în toată Europa și dar în toată lumea. Lasă acum, dacă n-am mâncat, n-am mâncat cu asta, vezi. În toată lumea și în toată Europa se mănâncă fasole. E foarte bună, foarte gustoasă și sățoasă, să vă spun. Da. Da, pardon. Și ce să vă spunem, oameni buni? Astăzi nu știu ce o să fac. E joi. Astăzi e biserică. Da. Nu știu dacă o să vedem cum o să fie. O las pe Valerica singură acasă cu Nora, cu Iosif, cu Abel. Ha? Uh-huh. Ce zici, te las? Uh-huh. Nu puneți-o pe mine. Uh-huh. Să mă duc la biserică. Și ce să spun, prieteni? Vă rugăm frumos să vă abonați la canalul nostru de YouTube. Cei care nu sunteți abonați, vă rugăm frumos să vă abonați. Păi asta ne-a ajutat și pe noi. Abonarea este pe gratis, nu trebuie să plătiți nimic. Doar apăsați pe buton abonat, pe clopoțel. Mai dați un like, trimiteți un mesaj frumos, să ne bucurăm cu toți împreună. Și dacă vreți să mă pun sâmbătă să fiu live de la ora 8, chiar vă rog frumos să îmi scrieți acum pe acest filmuleț pe care îl postăm și vă rog să veniți într-un număr cât mai mare. Știți, vă spun sincer, atunci când fac live și văd că nu sunteți toți acolo cum erați altă dată, câte 200, 300 de persoane, 100, 150, 180, atunci parcă mă întristez așa, știți? Am impresia că ne-ați părăsit, măcar că sunteți cu noi. Și vă invit pe toți oamenii, și care sunteți abonați, și care nu sunteți abonați, frații, prieteni, surorile, oamenii de pretutine, să veniți sâmbătă de la ora 8 pe live, pentru că o să discutăm lucruri foarte importante, lucruri poate despre care unii dintre voi nu ați știut și o să aflați lucruri deosebit de importante referitor la Sfânta Scriptură și la tot ce se întâmplă în lumea asta. De aceea vă invit pe toți să veniți sâmbătă de la ora 8, repet, cu mine pe live. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți și toate familiile voastre. Să știți că n-am încetat să mă rog pentru voi și chiar o să vă arăt sâmbătă, o să vă arăt listele care le-am făcut de la începutul live-ului, când erați câte 200-300, 180, 150, 120, da? Să vedeți că eu nu am încetat să mă rog pentru voi și cred că dacă nu vă mai văd acolo pe live cu mine, probabil că ne-ați uitat. Chiar vă invit pe toți să veniți cu noi pe live, că eu vă văd și deja vă cunosc când vă văd numele acolo sau poza. Și vă rog frumos să veniți pentru că toți aveți nevoie de rugăciune, toți aveți nevoie ca Dumnezeu să vă facă bine,
toți aveți nevoie de vindecare, toți aveți nevoie de Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu, de mângâierea și de rezolvarea problemelor și cauzele voastre. Da? Eu așa cred. De aceea vă invit pe toți și vă rog frumos să nu uitați lucrul acesta. O să vorbim pe live și o să vă spun lucruri deosebit de importante și foarte mari. O să vorbim chiar și din Apocalipsa, dacă vreți. O să vă spun niște lucruri foarte interesante pe care unii dintre voi nu le-ați știut. Da, noi, ce să spun, oameni buni, dragi prieteni, frați și surori, vă încredințăm în brațul Domnului Iisus Hristos și mă rog ca Bunul Dumnezeu să vă păzească la plecare, la venire și oriunde vă duceți, mâna Lui cea sfântă și puternică să fie peste voi și peste copilașii voștri, la școală și pretutindeni unde vă duceți. Da. Și ce să mai spun, Valeriu? Cum spui și de ceva? Câte minute sunt ora? 11 și 6 secunde. Da. Două, trei vorbe acolo, să fie măcar 12. Păi, de ce să spun, Valeriu? Astăzi nu știu dacă o să mai filmăm ceva sau nu știu dacă o să facem ceva de mâncare, așa că dacă nu vedeți că postăm ceva, să nu vă întristați, să nu vă necăjiți, că noi suntem bine, suntem pe pace. Da. Și dacă o să fac ceva de mâncare împreună cu Nora și Valerica, atunci o să postez, da? Da. Până atunci, ce să vă spun, oameni buni? Eu vă mulțumesc din suflet că sunteți cu noi în fiecare zi. Mulțumesc la surorile mele minunate care ne vin și ne ia apărarea. Da. V-am citit mesajele. Domnul Iisus să vă binecuvinteze. Vreau să spun un lucru, că Nora nu este singură. Adică nu are tată, că a murit tată său când era mică și a mai rămas mama lui Nora. Mama și frații. Și frații, da, are 7-8 frați. Și da. Are neam mare. Nu este singură, Nora vorbește de fiecare dată cu mama ei, cu frații ei, cu toți, ea ia legătura, aici să spună ea ce are de spus, că ea știe mai bine. Spune, Nora. Păi da, normal, vorbesc cu mama mea, cu surorile mele, cu frații mei, iau legătura cu ei, vorbesc cu ei, le întreb, mă întreabă. Da, ne înțelegem bine. Să nu credeți că Nora, acum că e aici, cum a spus cineva, avem noi treaba celor care vorbesc treaba, da, o să vorbească fiecare ce vrea și ce spune. Dar să știți că aici la noi Nora nu o duce rău, cum cred alții sau... Nu e, cum crede o persoană care a trimis mesajul ăla și a vorbit așa pe mare, prieteni, da. A vorbit radical, a vorbit pe mare, ce a spus omul acesta, Valerica, cum crede el. Lasă-mă pe mine să vorbesc, te rog. Da. Nora își iubește bărbatul pe Iosif și Iosif o iubește pe Nora. Ei se înțeleg foarte bine, înțelegeți? Și să nu creadă cineva că Iosif e prost sau că nu știu ce și că, cum spunea, că stă cu Iosif și nu știu ce. Cei care spun astfel de lucruri, chiar vă spun sincer, nu sunt oameni iubitori și oameni care se țină la familia noastră, ci sunt vrăjmași, dușmani, cei care vorbesc în felul ăsta. Da. Dar am văzut că sunt foarte mulți prieteni care vin în ajutorul nostru și le răspund acestor persoane care vorbesc în felul ăsta, le răspund și atunci rămân de rușine. Vă rog frumos, cei care vorbiți în felul ăsta, nu vă mai băgați în familie. Ce vreți, să se despartă Iosif de Nora sau Nora de Iosif? Doamne, ferește! Așa spuneți voi că ne iubiți și că țineți cam. Adică persoana care au trimis, mă. Persoanele care vorbesc. Persoana care au trimis. Mai este o persoană, două. Este bărbat, persoana asta. Da, cei care, Valerico. Lasă, Marcel, cei care vorbesc în felul ăsta, vreau să vă spun. Nu mai vorbiți în felul ăsta. Dacă la Nora era rău aici, în casa noastră, eu știu că ea știa care este bine și unde este rău, nu stătea aici cu noi. Normal. Dacă era rău, dacă nu era bine, dacă așa cum a trimis omul acesta, că la un om bogătaș, la un om ce, la un om... Ce credeți că nouă ne convine dacă vorbiți în felul ăsta și la Iosif îi convine asta? Și mie. Și la Nora nu-i convine, auziți? Normal. Chiar dacă, exemplu, chiar dacă spune un om despre mine bine și despre familia să spună rom, nu-mi convine și nu-mi place așa ceva. Așa e.
Păi eu sunt mulos. Bun, vă rog frumos, oameni buni, să vă vedeți de treaba voastră, cei care vorbiți așa. Lasă, Marcel, că nu dăm bloc și așa. Noi... Am dat bloc la domnul. Dacă vrea să se uită la noi, trebuia să fie... Să se uită dacă ne apreciază și dacă nu ne apreciază, asta e. Cei care ne apreciază și cei care ne iubesc sunt cu noi și se vede că sunt cu noi în fiecare zi și noi suntem oameni. Lasă-mă să vorbesc cu Valerica. A vorbit pe Valerica de rău și că așa și că așa. Vorbește, nu, persoana e. Frumos, nu mai vorbiți de Valerica așa, că Valerica nu e așa. Asta e. Nu ne știți voi, nu arătăm noi tot ce știți voi ce în spatele camerelor, că cum trăim și cum asta. Adică, nu suntem oameni din ăștia care să ne certăm sau să, să ne vorbim de rău sau să facem nu știu ce. Noi suntem oameni pocăiți, oameni cu înțelepciune, cum v-am spus, venită de sus, nu ne dezbinăm unii pe alții, nu ne vorbim de rău, nu facem în familia noastră cum fac alții în familiile lor și nu au pace și nu au liniște în familiile lor. Nu. Vă rog frumos să aveți în vedere lucrul acesta și să ne respectați, că și noi vă respectăm și nu vă jignim cu nimic. Nicio vorbă și cu nimic. Da. Noi vă venim în brațul Domnului Iisus Hristos. Da. Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, frații mei și surorile mele, oameni buni, dragi prieteni și pe cei care ne vorbesc de rău. Dumnezeu să binecuvinteze. Da. Doar vreau să spun că nu e frumos lucrul acesta. Da. Vă întâlnițăm în brațul Domnului și până data viitoare vă spunem. Și vă spunem o zi binecuvântată. La revedere. La revedere.